Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Deva. Pe ordinea de zi au fost peste 20 de proiecte, toate acestea fiind aprobate. A fost o ședință extraordinară care a avut pe ordinea de zi 23 de proiecte de hotărâre locală. Toate proiectele au trecut. Mulțumim consilierilor locali de la toate partidele că au susținut proiectele propuse de primărie. Nu toate proiectele au fost aprobate în unanimitate, existând discuții destul de aprinse la acordarea de finanțări nerambursabile, conform legii 350 din 2005. Cei doi membri AUR din Consiliul Local și unul dintre reprezentanții PRE, deși au recunoscut că nu au studiat documentele în totalitate, au votat împotrivă, ori s-au abținut la alocarea unor fonduri pentru culte, cultură și sport. Cele mai multe discuții au fost pe proiectele depuse de o mănăstire ortodoxă, de organizat unui festival de muzică electronică și de către reprezentanții unui club sportiv care evoluează în prima divizie de futsal. Așa cum arătam, aceste proiecte au fost aprobate, ca și de altfel majoritatea celor depuse spre finanțare. Au fost într-adevăr câteva discuții, au fost și voturi împotriva, așa este normal, părerile nu trebuie să fie aceeași la toți consilierii. Majoritatea a decis că proiectele vor fi finanțate, sunt alocate sume pentru proiecte din domeniul sportiv, cultural, culte. În general au fost finanțate proiectele care au fost depuse aproape în totalitate. Reprezentanții municipalității au anunțat că mai sunt bani disponibili pentru finanțarea pe legea 350 și îndeamnă pe cei ale căror cereri au fost respinse să revină cu dosarele completate în luna iulie, când se va organiza o nouă sesiune de finanțare. Da, în luna iulie, pentru sumele care au rămas nedistribuite, se va organiza o nouă sesiune pentru proiecte pe legea 3, pentru finanțare pe legea 350. Așteptăm și îndemnăm asociațiile, organizațiile și persoanele fizice să inițieze proiecte pentru sumele rămase și să obțină finanțare. Legea 350 din 2 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, are ca scop stabilirea principiilor, cadrul general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru proiecte din domeniile culte, cultură, social și sport.